Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a lansat pe 1 iulie competiția Rețeaua Campionilor în domeniul integrității la nivelul administrației publice locale. În cadrul competiției vor fi prezentate și premiate cele mai bune practici anticorupție adoptate sau implementate la nivelul autorităților administrației publice locale, în vederea constituirii unei rețele a campionilor în domeniul integrității. Prin acest demers, se urmărește îngrenarea unui număr cât mai mare de unități administrativ-teritoriale, atât în procesul de implementare a măsurilor anticorupție, precum și în cel de elaborare și evaluare a politicilor publice anticorupție. Totodată, această competiție vizează și stimularea implicării administrației publice locale în implementarea măsurilor de dezvoltare a integrității, prin promovarea experiențelor unităților administrativ-teritoriale. În acest scop, Ministerul Dezvoltării invită toate autoritățile administrației publice locale din România să se înscrie. Termenul limită pentru transmiterea formularului de înscriere este de 1 septembrie 2019.